afară e o zi extraordinară, care ne bucură pe mulți dintre noi, însă în sufletele noastre privim la ceea ce a fost. Eu privesc pe acea ușă a Galeriei Artis și mă aștept ca din momentul nume să intre aici Nicolae Truță sau Florin Romean. În ultimele două decenii, împreună cu aceste personalități, între Slatina și Craiova, s-a realizat un veritabil pod spiritual. Un pod spiritual plătit prin eforturi, prin sacrificii, prin gesturi prietenești, prin gesturi pe care mulți dintre noi astăzi n-am fi capabili să le înțelegem. Am stat mult și m-am gândit cum să încep acest demersaj, pentru că mi-era foarte greu. Și m-am gândit la un aforism popular care spunea așa: viața omului este ca oul în mâna copilului. Repet, viața omului este ca oul în mâna copilului. A fost nedreaptă viața cu noi, prietenului Florin Romeanu și al lui Nicolae Truță. În urmă cu 3 săptămâni, mai precis pe 18-19 noiembrie, eram la zilele Caraca. Atunci s-au organizat ultimele 2 evenimente la care Florin Romeanu a luat parte. Primul dintre ele s-a petrecut pe 18 noiembrie și a fost expoziția de pictură a lui Dan Dinulescu, vernisată în foaierul Teatrului Național, la care Florin Romeanu a vorbit. A doua expoziție s-a desfășurat pe 19 noiembrie la Cercul Militar din Caracal, împreună cu prietenii noștri de la Asociația Fiii Prietenii Caracalului, condusă de domnul inginer Bataman. Niciodată n-am crezut că ceea ce am discutat atunci la Cercul Militar împreună cu domnul Dinulescu și domnul Florin Romeanu nu se poate întâmpla. Am gândit această expoziție împreună, toți 3. Florin Romeanu a vrut să vină la Slatina și să verniseze această expoziție a lui Dan Dinulescu. Din nefericire s-a întâmplat tragedia care s-a întâmplat și noi am rămas să ducem mai departe visul lui Florin Romeanu. Pentru început vreau să priviți pe acest perete al Galeriei Artis și te rog să dea de la început fotografiile de la ultimele vernisaje Florin Romeanu. Galeria Artis, sfârșitul lui octombrie, expoziția de pictură de grafică din Tilămidă Est. Thank you.
mesajul acolo a durat aproape 2 ore jumătate. Corina a vorbit ca aproape o oră. Intrăm în expoziția Miresmele Dobrețului al lui Nicolae Puță din anul 2009. Ca să restaureze catedrala asta cerului, care trăim și respirăm cu toții. Două spirite aristocratice care nu vor putea fi înlocuite în cultura românească. Trebuie să o recunoaștem. Oameni ca Nicolae Truță și Florin Romneanu se vor mai naște cu greu. Și să dea Dumnezeu să fim sănătoși, să ducem înainte, cel puțin, testamentul acestor destine, care au ars pentru ceea ce înseamnă spiritul românesc și care au fost înzestrați de divinitate cu sămânța cuvântului, sămânța culorii. Au fost oameni de care ne-am bucurat în ultimele 2 decenii și de aceea vă rog să păstrăm un moment de reculegere din memoria lor. Cum am spus, suntem înconjurați de prieteni. De la Craiova a venit astăzi să fie alături de noi președintele Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Doj, Marcel Voina, care este în sală. Lângă noi a venit iarăși Victorul Ovidiu Bărbuescu, domnul inginer Viorel Badamanu de la Caracal și mulți alții pe care aș vrea să-i menționez astăzi aici, însă din dorința de a vota prilejul să vă exprimați cuvinte, amintiri, impresii, și de a vă bucura de pictura lui Dan Dumurescu, o să vă invit la momentul oportun să o faceți. Am să-l invit mai întâi pe cel care ne-a fost atunci gazdă, pe 19 noiembrie, la cercul militar din Caracal, pe domnul inginer Viorel Badamanu, să ne spună câteva cuvinte despre prietenul Dan Dumurescu, despre proiectele noastre viitoare. Vă mulțumesc mult, domnule director. Vreau să vă spun, stimat auditoriu, că și eu, alături de domnul director și cred că alături de dumneavoastră și cei care sunteți în sală, mă aflu încă sub această stare deosebită care ne-a creat o dispariție a omului Crăunean. Venind spre dumneavoastră,
nu mi-apărea în față decât o singură emblemă. Emblema pe care o vedem de fiecare dată la un spectacol de teatru. O mască râde, o mască plânge. Ei bine, aceasta din urmă m-a însoțit. De ce? Pentru că nu cred că este om care l-a cunoscut pe domnul Rohneanu și care să nu regrete dispariția domniei sale. Și vă rog să mă credeți că nu vă spun cuvinte deosebite, ci sunt cuvintele pe care colegii mei, prietenii mei din Asociația Vii și Prietenii Caracalului m-au rugat să le spun astăzi, aici, la această expoziție a altui caracalean, pictorul, profesorul, directorul Limulescu. Sunt cuvinte pe care am dorit să le spunem, dar cred că ceea ce a afirmat domnul director, că probabil a fost nevoie ca acești doi titani ai artei frumosului din județul Olt, cred eu că trebuiau să participe la acest cenaclu, dacă vreți să-i spunem așa, din ceruri, de unde astăzi probabil că ne privesc, iar eu sunt convins că domnul Rohneanu se bucură enorm pentru ceea ce facem noi astăzi aici, pentru ceea ce pictorul Dimulescu a încercat să aducă din nou în municipiul Slatina. Ce înseamnă pentru noi caracalenii faptul că un membru al Asociației Fiii și Prietenii Caracalului astăzi vine și încerc să spun că, așa cum știu eu pe domnul profesor, își pune sufletul pe tavă în fața dumneavoastră, aducându-vă o parte din cele mai frumoase tablouri pe care dânsul le-a realizat. Sigur că eu nu am bagajul de cunoștințe necesare pe care domnul Rohneanu îl avea și mai ales nu am acel patos artistic deosebit pentru a-i adresa domnului Dimulescu cuvintele necesare pentru a își da seama de valoarea lucrărilor pe care dânsul le-a expus aici. Ca unul care vin și privesc din afară, o parte din ele le știu, le-am mai văzut, sunt deosebit de frumoase. Unele dintre ele, cei care ați mai fost la expozițiile domnului Dimulescu, le-ați mai văzut. Unele au câteva peisaje din Caracal deosebit de frumoase, iar pentru noi caracalenii sunt adevărate nestemate, dacă vreți, cele care pot să fie în orice galerie de artă, în orice loc din România. Eu cred că pictorul Dimulescu, așa cum noi, înțelegând noi oltenii, atât dumneavoastră din Slatina, cât și noi cei din Caracal îl cunoaștem, cred și sunt convins că domnul Dimulescu poate să apară pe orice scenă din lumea artistică a României și, de ce nu, și chiar nu numai în România. Ne bucurăm mult pentru faptul că, așa cum spunea domnul director, noi am reușit să avem un parteneriat deosebit între Caracal și Slatina, din punctul meu de vedere, nemai existând, domnule director și stimat auditoriu, niciun fel de, să spunem, niciun fel de zi, hai să spunem așa, pentru că nu avem decât de câștigat de pe urma acestor manifestări. Discutam cu domnul director înainte de a începe această festivitate că deja proiectăm pentru la anul manifestări de o deosebită rezonanță, având alături de noi, atât în Slatina cât și în Caracal, oameni reprezentativi a artei frumosului. Sigur, acum aș vrea să aduc în memoria dumneavoastră acea mască care râde și în această notă aș dori să-l felicit pe domnul director Dimulescu pentru faptul că acum, la sfârșit de decembrie, la sfârșit de an, ne oferă încă o dovadă a iubirii sale pentru tot ceea ce înseamnă arta plastică și dumneavoastră aș dori să vă urez tuturor un an bun, sărbători fericite și să ne vedem cu bine. Încă o dată vă mulțumesc mult pentru această colaborare deosebită, domnule director, și vă asigurăm că și în continuare vom avea aceleași sentimente pe care vi le-am expus în expoziția mea. Vă mulțumesc și vă doresc tuturor multă sănătate și sărbători fericite. M-a întrebat cineva din mass media dacă avem de gând să scriem despre Florin Rohneanu. Și vreau să știți că avem de gând aceste lucruri, le vom spune mai la sfârșit.
dacă ar fi să dau titlul unui articol în momentul de față, privind aceste fotografii, m-aș gândi la lavaliera lui Florin Gurnea. Și am să vă, spun o întâmplare ca să vă mai destind puțin fețele, pentru că nu le-aș făcut să fie foarte triști. La expoziția lui Vintilă Mihescu de la Slatina, artistul a dorit ca Florin Romneanu să vină cu celebra lavalieră. Și a trebuit și eu atunci să mă conformez. Am venit amândoi la lavalieră. La expoziția de la Caracal, Florin a venit și cu cravată și cu lavalieră. În momentul în care îl sunam să-mi întreb dacă să vin cu lavalieră, vorbea la o lansare de carte. Am reușit să vorbesc cu domnul Mihăiescu și mi-a spus că Florin este cu cravată, nu este cu lavalieră, și m-am conformat și m-am dus și eu cu cravată. Înainte să începem vernisajul, Florin a venit la mine și m-a întrebat, Laurențiu, cu vrei să vorbești în seara asta? L-am înțeles prima dată, zic, vrei să vorbesc mai mult? Nu, nu. Păi cum trebuia să vii tu la această expoziție? Păi lavalieră, dar nici dumneavoastră nu aveți, pentru că am vorbit cu domnul Mihăiescu. Florin Romneanu a scos la bariera din buzunar și a dat jos cravata și a pus-o la gât și m-a lăsat cumva în offside. Cu aceeași lavalieră l-am dus acolo în nisipurile eternității. Ne va lipsi mult la bariera lui Florin Romneanu. Vreau să vă spun că în sală este fiul lui Florin Romneanu, Lucian Romneanu. El ca întotdeauna este discret, undeva într-un colț și care ne mulțumește tuturor pentru ce facem pentru memoria tatălui și pe care îl asigur că nu ne vom opri aici. Avem proiecte culturale viitoare care se vor petrece în aceste spații culturale. Am să-l rog să ne spună câteva cuvinte despre prietenul Dan Diculescu și despre ceea ce face pe Ovidiu Bărbulescu, un oltean de-al nostru românățean, că e de la Bărbicești, mutat în Craiova, care în această zi ne aduce un fel de salut al brezei artistice craiovene. Înainte de a vorbi despre artistul, colegul nostru, da? Frază, să spun, despre ceea ce am simțit profund astăzi, când v-am auzit pe dumneavoastră, când ați făcut un gest deosebit, normal, dar deosebit, și abia să vă spun că acum nici două săptămâni, la Craiova, tot un asemenea gest s-a petrecut și datorită inițiativei lui Marcel Voinea, care la vernisajul unei expoziții a vorbit despre Florin Romneanu și ne-a propus un minut de reculegere. Iată că acest parteneriat, această fuziune spirituală între Slatina și Craiova a fost și sunt convins că va rămâne datorită și unei istorii care s-a continuat, dar datorită și Florin Romneanu și Laurențiu Buțică, cei doi directori ai muzeului, pe care i-am simțit noi, artiștii plastici din Craiova și din Slatina, din Caracal, și cei din Caracal, din Balș, datorită acestor oameni. Sunt lucruri deosebite pe care nu trebuie să le uităm niciodată și noi le-am simțit și vom păstra tot timpul în inima noastră aceste personalități deosebite.
Florin avea cuvinte nu frumoase, deosebite și ținea, îl iubea pe Dan pentru ceea ce face pe tărâm artistic și din punct de vedere cultural pentru Caracal, pentru Oltenia. Am să încerc pe scurt să vă spun câteva considerații despre lucrările Dan în această expoziție. Ceva care caracterizează cu profunzime arta lui Dan este stăpânirea legilor compoziției. Fie că este vorba de peisaje, fie că este vorba de nasturi statice, de alte compoziții, structurile compoziționale ne conving, dovedesc că stăpânește prin excelență gramatica formelor plastice. Este în același timp o simbioză între artistul plastic și profesorul. Ele conduc la stăpânirea acestor mijloace de expresie, la o potențare a expresivităților artistice, fie este vorba de peisaje din anotimpurile pe care le redă cu o deosebită simțire, fie că este vorba de naturile statice. Ce aș dori să mai subliniez? Că acordurile cromatice între culorile complementare, portocaliu și albastru, roșu și verde, violetul și galbenul, cu o fuziune cromatică și o expresivitate a nuanțelor și în peisajele de toamnă a tonurilor, ne demonstrează încă o dată în diferite etape, că putem să observăm aici lucrări realizate în ultimii 2-3 ani de zile, o calitate expresivă deosebită a lucrărilor sale, pentru care personal îl apreciez și îi doresc în continuare multă sănătate și tot așa frumos să vă exprim. Dan Dimulescu, Florin Romneanu spunea că este cel mai important pictor pe care l-are Caracal după Gheorghe Teodorescu Romana și după Marius Bunescu. Dar noi avem o surpriză pentru dumneavoastră, grație lui Dan Dimulescu. Avem ultimul vernisaj de la Teatrul Național de la Caracal, făcut de către Florin Romneanu. Cu noi, deci, este în acest moment Florin Romneanu, vorbind despre pictura lui Dan Dimulescu. Doi, cei mai importanți artiști după grupul clasic, să spunem, al artiștilor caracalei. Adică, după Iotru Celariu, după Gheorghe Teodorescu Romanați și după Marius Bunescu. Doi dintre cei mai importanți, unul cu activitate numai în țară, din păcate, ar trebui ceva să-i mai dea din Fiuță, mai tânătă puțin afară, celălalt care vine, văzând o Europa întreagă, s-a întors la lucrătura dumneavoastră. Bine că l-ați invitat un an mai de data și la 10 ar fi trebuit să-l invitați mai mult, cu 20 de ani, cu 30. Vă promit că s-au poate invitat. Din păcate, domnul Dumnezeu a fost grea.
grafician și a făcut textilii, stânsul a mai întreținut într-un fel atmosfera acustică în artelor plastice vizuale în Caracal timp de vreo 30 de ani, pentru că în rest o manifestare mare importantă ca fel de artă plastică Caracal cum a avut. Dar să revenim la ceea ce cred unii sunt caracale, dar în fond este un policial plecat cu căreață, cu căreață și o căruță, așa că sunt cei de la Vâlgea, mulțumesc la părători acolo m-a născut, deci, într-un fel, destinele s-a apropie. Ca să continuăm în spiritul întâlnirii din prima parte, după ce s-a vorbit de pelerinare la luna, se spune din sus, de data aceasta, o să facem un pelerinaj și luna cu noi. Foarte puțină lumea își dă seama că artiștii sunt creatori de univers, asemenea lui Iisus. Fiecare artist creează o lume paralelă, inexistentă, în lumea reală. Îi dă coordonatele, îi dă atributele, îi dă frumusețile și după aceea oferă celorlalți. Oferă ca o alternativă de viață. Deci îi trăiesc și bucuria, dar și drama creatorului. Pentru că cele două sunt cele două fețe ale aceluiași fenomen al creației. Așa că să nu vedem un artist numai perioada aceasta frumoasă a deschiderii unei expoziții, el trăiește drame atunci, pe care noi nu le știm. Dacă facem un pelerinaj subiectiv, așa cum a zis domnul Arețu, o să vedem o acvarelă acolo. Și dacă priviți cu atenție cerul, vă îngroziți ce tumult e acolo, ce dramă e în cerul acolo. Și în fața dumneavoastră aveți un alt schimb și aduce aminte că acum vreo 50 de ani a făcut liceul de artă la Craiova. Vedeți dumneavoastră? Teodorescu Romaneață a venit și a fost profesor la colegiul Carol I, după aceea a fost la liceul pedagogic, la școala normală, unde a predat domnul Bărbunescu și a fost și director. Pentru că după aceea caracalenii să vină să învețe la Craiova. Și a avut întâmplător, vedeți, întâmplările sunt fericite, a avut ca profesor unul din primii muzeografi pe care i-a avut la el, Toma Hill. Puțină nu l-a auzit de el. Toma Hill, un bărbat frumos, făcea emisiuni la radio, mai câștiga un pas, se plăteau din asta din anii 70, plecat de la muzeu, ca să mai câștige un bar în curs și a luat ore la liceu de artă. Și a scos câteva generații de artiști de calitate și de foarte bucurie. El, de fapt, terminând la Timișoara, întâmplarea face ca elevul său să ajungă la Universitatea de Gând din Timișoara. De la liceul acesta de arte din Craiova, au plecat mulți artiști cu calitate. Mare calitate. Și țara aceasta au venit doi ani. E vorba de pictorul George Păunescu, conferenția de universitate, doctor pentru restaurare, pictură murală, și la București, și la Timișoara, și la Facultatea de Teologie din care deci stă în Bobicești, în casă și soția și copilul la slavă. Așa că nu
fel de cetățean universal al României și al Uniunii și al României. Este Iulia Severcean, un foarte important al plasticii din zona Orteniei, care este prezent în seara aceasta. Tot la liceul de azi, tot un mare colorist și cei care știu foarte bine cum lucrează, o să găsiți un fel niște asemănări, deși este mai tânăr de viață în acea. Dacă priviți felul în care este lucrat acest lucru, o să vedeți câteva influențe de la școală, ale școlii, ale marelui profesor, care a fost Ilie Marinan, Victor, pedagog, și unul dintre cei mai buni specialiști îl renaște. Aceasta a fost școala pe care a făcut-o la Clau. Deci baza este mântuitoare. Să vedem drumul mai departe. Mai departe, pe mine mă gândesc că pentru prima dată când expun atâta acoare. Și de la Clau au venit doi dintre cei mai buni. Bun, acoareliști în altă actuală, alta contemporană de dumneavoastră, domnul Nicolae Fredescu și Rubin Nicolescu, domnul Din Nicolescu, printre altele ce spus, este și creatorul unui dicționar de termeni tehnici de artă, ceea ce la noi nu s-a mai făcut și nici nu s-a mai găsit și nici nu s-a mai retipărit și elevite în ce o arogană, absolută nevoie, ca să nu spun de studenți, totul un asemenea dicționar. Într-o tehnică mixtă, pentru că a folosit și accentele atenti. Și atunci, dacă facem un pelerinaj exterior, așa cum spuneam de acolo, o să vedem așa. O să urmăm. Vom da un dat artistic. O să vedem peisajul rustic și peisajul citat. Și fără să intrăm în sufletul artistului, adică intrăm în atelierul său, odată cu naturile sale, intrăm în luna sa spirituală și în luna sa la că totul dată cu natura statică. Natura statică, dacă vreți, este un tip de artă poetică, un plastic. Adică îți vorbește despre individ, despre rolul său, ce caută, ce dorește, și cine este? Există două mari tipuri de artiști. Unii care înfruntă lumea, care vor să impună un anumit stil, o anumită manieră, care experimentează și șochează prin ceea ce fac, care uită toate regulile sau anulează toate regulile stabilite până la ei printr-un act de mare romantism, dacă vreți, un act tipic romantic, aceea de a anula toate valorile până la tine și a recrea un nou univers. Alții, care se simt foarte bine în această lume, se simt părtași, dacă vreți, alături de luna cu care se află, o înțeleg foarte bine, o studiază, sunt cei care pictează după motiv. Aceștia au un mare avantaj. Tratatul de pictură a lui Leonardo da Vinci le dezvăluie cam toate fațetele a ceea ce înseamnă pictura după subiect. Acum, trebuie să știți așa că jumătate din pictura după subiect este o pictură după subiectul natural. Deseori, în spatele a ceea ce vedeți, o să întâlniți experiențe plastice, deci subiectul respectiv este doar un motiv pentru a experimenta. Lucrul acesta
este mai puțin văzut și asta ce? Un moment de dedicație, trebuie să stai în fața lucrării, trebuie să vorbi de artist, trebuie să știi ce? Ce s-a întâmplat? Spunea domnul Mihaiescu că a văzut chipuri foarte vesele și da, dacă vă uitați așa în general, o să aveți un joc foarte bun, foarte bun, simțiți. Și o să vedeți că este multă lumină. Lumina este elementul principal care lucrează pictura și acoarele. Lumina este cea pe care o cauți o viață întreagă, de altfel este lucrul pe care îl sublinia Popescu Negre în amintirile sale, jurnalul său intim, ce întreaga viață a căutat lumina. Lumina cât mai multă lumină. Și tot el spunea, am dorit să fac altceva, o pictură după motiv. Dar nu am reușit. Nu am reușit că nu am avut curajul de a înfrunta natura. Că întotdeauna am găsit în natură ceea ce mi-a făcut mai mult, ceea ce m-a atras mai mult. Și acum am găsit plăcerea și bucuria de a fi. Acesta se întâmplă. Plăcerile artistului. Aceasta e lumea în care se mișcă creatorul. Într-un fel, prin imaginile mari și peisajele citadine, pot să spun eu, dar din răsul că este un recuperator din realitatea caracterului. Există o serie de peisaje care oricum vor rămâne în memoria publicului. Și s-ar putea peste ani de zile, așa cum s-a întâmplat la Călăpata, jumătate din peisajele pictate de pictorii care au acum 50, 60, 70 de ani, jumătate din case nu mai există. Deci era este singurul document, cu atât mai multe și artice, al existenței unor oameni sau a ceea ce au gândit și au trăit în principiile unei clădiri. Maestrul meu, Cicerone, spunea că miracolele nu se organizează, nici nu se repede. Dacă ai parte de ele, e bine să nu le deranjezi. Dar din restul nu le-a deranjat. Și astăzi se bucură de miracol. Aștept să intre Florușa și să mă sărute pe obraz și să zică, hai să încep. Vedeți dumneavoastră, cei doi oameni care sunt pe pereții de acolo, pentru mine au fost ca niște ferestre deschise spre o lume unde vroiam să intru cu toată forța, cu tot avântul, dar aveam încă rețineri. Ei sunt cei care, prin foarte puține cuvinte, dar foarte multe gesturi frumoase, m-au susținut. Nu o să vă vorbesc nimic despre lucrările mele, dacă nu fac ele, este păcatul meu, este vina mea, mi-o asum. Aștept orice critică de la dumneavoastră și, ca să nu vă mai țin și eu foarte mult, sper că acum în momentul ăsta, n-ai tu ce este lângă Florin Lovneanu. Florin Lovneanu, probabil că îi spune lui Nae, veznăiță, uite, și eu trebuia să fiu acolo. Și Nae îi zice, bă, Dan, capitan de ploi, iar ai comis-o. Vă mulțumesc pentru participare. Mulțumesc tuturor. Dacă dintre dumneavoastră nu mă dorește să spună câteva cuvinte, invit să o fac acum. Dacă nu, rămânem în continuare împreună și vă rog să fiți lângă noi
în 2014, pentru că intenționăm ceva extraordinar. Vrem să-i scoatem un album in memoria Nicolae Tuță, pe care aș vrea să contribuiți cu toți. Amintiri, clipe petrecute împreună, fotografii, să ne puneți la dispoziția Muzeului Județeanului pentru a putea închega. Și nu în ultimul rând vreau să știți că și lui Florin Romneanu, în noiembrie anul viitor, când se va împlini un an, vrem să-i facem la fel, un volum. Am discutat cu Lucian ne va pune la dispoziție o parte din arhiva familiei și să nu vă jenați să încercați cu toții să așterneți pe o coală de hârtie două, trei rânduri despre acești oameni. Nu pot decât să vă mulțumesc pentru prezență, să vă doresc să fiți sănătoși și să dea Dumnezeu să ne întâlnim în continuare împreună în această galerie și să mai trăim clipe de reverie spirituală și de bucurie sufletească. Vă mulțumesc! Declar expoziția deschisă.